Întâlnirea Mariei cu Îngerul Gavril nu a fost una obișnuită. A fost una care poate chiar a speriat-o. Și nu a înțeles pe de-a întregul ceea ce Îngerul i-a spus și planul lui Dumnezeu. Dar Maria la sfârșit spune: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Ce putem învăța din cuvintele acestea ale Mariei? Că Maria a fost gata să asculte chiar și atunci când nu a înțeles pe deplin planul lui Dumnezeu. Ea a fost gata să se smerească, să accepte și să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu când nu-l înțelegea. Poate și noi suntem în situații în care trecem prin anumite perioade, aflăm anumite lucruri, Dumnezeu își revelează planul său pentru viața noastră într-un anume fel și nu-l putem înțelege. Învățăm de la Maria să ascultăm. Să ascultăm și să ne încredem în Dumnezeu, pentru că planul lui pentru viața noastră este mai bun și mai măreț. Ce mai putem învăța de la Maria? Maria este cea care i-a dăruit dragoste Domnului Iisus, i-a dăruit sprijin, a fost gata să se sacrifice, să fie lângă El, chiar și atunci când El era pe cruce. Și cred că atunci când ești mamă și îți vezi copilul în chinuri, e tare greu. Și cred că tare greu i-a fost și Mariei. Dar așa cum de la început, când îngerul a venit să-i spună vestea despre nașterea lui Hristos, ea a fost gata să accepte planul lui Dumnezeu fără să-l înțeleagă. Cred că și în fața crucii, atunci când a fost zdrobită de durere să-și vadă fiul în chinuri, ea a fost gata să accepte planul lui Dumnezeu pentru viața fiului său și pentru viața ei. Pentru că doar așa, prin moartea lui Hristos, noi putem avea viață și nu o viață oricare, ci o viață veșnică. Ce faci când nu înțelegi ce se întâmplă în viața ta? Ce faci atunci când ești în situații în care ești răpus de suferință, dar trebuie să arăți sprijin emoțional, orice fel de sprijin celor care trec prin probleme mai mari decât tine? Ești dispus să faci acest lucru? Haideți să învățăm de la Maria ascultare, dragoste, sprijin, și binecuvântarea lui Dumnezeu va veni peste viețile noastre și, poate fără să știm noi, va avea impact asupra vieților celor din jurul nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu!